Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile Mondo TV. Școlile din Petroșani și Vulcan intră în scenariul roșu de săptămâna viitoare. Un lup a fost surprins plimbându-se nestingherit pe străzile din Uricani în această dimineață, iar termocentrala Mintia se oprește din nou. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Școlile din municipiul Petroșani și Vulcan intră în scenariul roșu. Conform Inspectoratului Școlar Hunedoara, 83 de unități de învățământ din județul nostru se află în această situație începând de săptămâna viitoare. Astfel că începând de luni, elevii din clasele terminale vor învăța în sistem online, în timp ce elevii din sistemul preșcolar și primar vor veni fizic la școală. În urma publicării de către DSP a ratei infectării în ultimele 14 zile, situația la ora actuală este în felul următor. Deci de luni încolo vor funcționa 75 de unități de învățământ pe scenariu verde, 74 de unități pe scenariu galben, 83 de unități pe scenariu roșu, iar 14 online. Dar într-adevăr, în cele unitățile care intră pe roșu sunt și școlile din două municipii din Valea Jiului. Noi în fiecare joi primim incidența de la DSP, noi discutăm cu colegii noștri din școli, avem aceste scenarii de care v-am spus, sunt primite din unitățile de învățământ în baza ratei incidenței publicată de DSP, iar cu aceste propuneri noi mergem în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care le avizează și dă o hotărâre și practic de luni începe această situație de care v-am spus eu. Astăzi, incidența cazurilor active în cele 6 localități ale Văii Jiului este următoarea. La Petroșan 4,03, Petrila 2,22, Aninoasa 2,92, Vulcan 3,34 și Lupeni 2,28. Singurul oraș din Valea Jiului care se află în scenariul verde este Uricaniul, care are incidența de 0,65 la 1000 de locuitori. Un lup a fost surprins în această dimineață plimbându-se nestingherit pe străzile din orașul Uricani. Nu este pentru prima dată când animalele sălbatice coboară în orașe pentru a căuta hrană. Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni, a somat zilele trecute apa Ser Valea Jiului, dar și constructorul care execută lucrările de modernizare și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în localitate. Acesta este nemulțumit de modul în care se execută lucrările, dar și de faptul că au fost întreruperi de apă pe perioade foarte lungi. Am hotărât să facem în așa fel încât am somat apa Ser, fiindcă ei se ocupă practic efectiv de această lucrare, dar somația a fost mai mult asupra firmei care gestionează aceste lucrări în municipiul Lupeni, fiindcă în ultima perioadă de timp, în ultimele două săptămâni, trei săptămâni, au adus un disconfort, cum nu s-a mai întâmplat niciodată în municipiul Lupeni, referitor la apă și la canal în zona noastră. Eu sunt un om care recunoaște foarte mult părțile pozitive ale acestui proiect și trebuie să le scoatem în evidență că s-au rezolvat niște probleme care datau de 20-30 de ani. Deci cartele unde s-au intervenit din punct de vedere a canalizării nu avem ce să comentăm din aceste puncte și investiția este una benefică și este una de o mare necesitate în ceea ce înseamnă canalizarea și apa potabilă în municipiul Lupeni, dar eu consider că aceste lucruri se pot face mai echilibrat. Și firma care lucrează poate să aibă 2-3 angajați în plus, astfel încât să mai curețe zonele care sunt grav afectate de către săpăturile care sunt în aceste momente. Eu consider că aceste locuri unde se lucrează trebuie să fie marcate, trebuie să fie închise cu anumite garduri sau cu anumite lucruri pe care firma le are, ceea ce nu s-a întâmplat. Au fost lăsate foarte multe gropi peste noapte libere, unde puteau copiii, Doamne ferește, să cadă, sau chiar oamenii maturi puteau să cadă în acele gropi.
grob și este o chestiune de siguranță. Siguranța trebuie să fie, din punctul meu de vedere, prioritară și pentru firmă, nu numai pentru noi ca și administrație. Edilul Lupenean spune că a văzut o ușoară schimbare în urma acestor sesizări și speră ca pe viitor firmele care execută aceste lucrări să fie mai organizate și să gestioneze corespunzător aceste activități. Și am văzut că astăzi, de exemplu, trecând de dimineață, m-am ocupat vreo oră doar de această temă. Să știți că am constatat că lucrurile s-au schimbat foarte mult în urma somației pe care noi am făcut-o și felicit pe această temă, pe această cale, atât pe angajații primăriei, cât și a APSF, cât și a constructorului, fiindcă au înțeles că cu un minim de efort, să zicem așa, adică cu 5-7 oameni, 10 oameni poate care au fost implicați în plus pentru a aranja acele zone care sunt degradate și să încercăm să punem acele siguranțe ale cetățenilor, fiindcă ele sunt foarte importante. Dar s-au văzut rezultatele în urma sesizărilor pe care le-am făcut și mă bucură lucrul acesta și dorim să-l continuăm și să avem rezultatele cât mai rapide în ceea ce înseamnă apă și canal în municipiul Lupeni. Nemulțumiți de întreruperile frecvente de apă potabilă, dar și de efectele lucrărilor de introducere a noii rețele de apă și canalizare, sunt și cetățenii din localitate, care spun că au fost zile când apa a fost luată până târziu în noapte. Suntem foarte nemulțumiți pentru că vinerea trecută s-a luat apa de la 8 dimineața până la ora 12 noaptea. Și ținând cont că sunt unii oameni care au și copii mici și oameni în vârstă care sunt la pat, este necesară apa, mai ales fiind în pandemie, trebuie să gândească și cei de la APASER să anunțe înainte cu o zi lucrările care le au, nu după ce opresc apa să posteze la 20 de minute că se va lua în intervalul de. Oamenii nu au timpul necesar să își oprească apă, ținând cont că au și animale. Animalele nu suportă setea o zi întreagă. Reprezentanții APASERV monitorizează în permanență cursul acestor lucrări. Din păcate, din cauza conductelor vechi care sunt de zeci de ani, atunci când se fac cuplările la noua rețea, apar și avariile. Într-adevăr, am fost somați atât noi cât și constructorul de către primărie datorită datorită efectelor produse de lucrările din Lupeni. Zona cea mai afectată a fost amplificată atât de lucrări cât și de lipsa apei. Am avut 4 zile consecutiv program, am furnizat apă în regim restricționat, să zic așa, am avut doar seara, dimineața am lucrat, pentru că tot ce se realizează în zona respectivă se realizează atât pe rețeaua de canalizare cât și pe rețeaua de apă, rețele care sunt în funcțiune. Nu putem opri nici canalizarea, nici alimentarea cu apă, iar toate defectele care apar, APASERV împreună cu constructorul face tot posibilul ca să reia cât mai repede alimentarea cu apă. Dar având în vedere că în zona respectivă avem conducte mai vechi de 60 de ani, degeaba noi punem conductă nouă, dar în zonele în care apare câte o spărtură, ne legăm de, spre exemplu, o conductă de azbociment care, cum am zis, are o vechime mai mult de 60 de ani. Mi s-a întâmplat în aceea zi, de 3 ori pusă în funcțiune după ce am făcut lucrarea, tocmai acolo să apară avaria, unde a fost legătura între conducta nouă și conducta veche. Am continuat ziua de vineri, chiar până dimineața, până sâmbătă dimineața la 5, astfel încât sâmbătă-duminică să aibă lume apă. Am reluat lucrările luni și am reușit să izolăm un tronson mai mare ca să lăsăm, să zic așa, să lucreze constructorul puțin în mai multă siguranță. În urma discuțiilor cu reprezentanții primăriei, dar și cu constructorul care execută lucrările de reabilitare a rețelei de apă și canalizare în municipiul Lupeni, a rezultat faptul că acesta trebuie să refacă zonele astfel încât deranjul să fie cât mai mic. Eu sper că se va îmbunătăți puțin activitatea în zonă, nu în sensul lucrărilor, că lucrările sunt în grafic, lucrările sunt efectuate, sunt chiar în zona respectivă, dacă ne ducem, sunt câte 5-6 utilaje, sunt 30 de muncitori din partea constructorului. Deranjul este pe măsură, dar în urma întâlnirii avută atât cu reprezentanții primăriei, cât și cu reprezentanții constructorului, cât și cu cei care asigură asistența proiectului, am ajuns la niște hotărâri
luate acolo pe loc, astfel încât să fie deranjul cât mai mic în ceea ce privește accesul persoanelor între blocuri, curățarea aleilor odată cu plecarea din aliniamentul lucrării, astfel încât cumva să fie nemulțumirea cât mai mică. Dar pe lângă nemulțumirile care au fost, eu țin să precizez că în zona respectivă, acum 2 ani, acum un an, aveam utilaj din 2 în 2 zile, pentru că acea canalizare care era deodată cu blocul, tot aceeași număr de ani, 50-60 de ani, practic era nefuncțională, ea fiind o mare hazna în care noi practic asta făceam, o curățam. Deci lucru pozitiv se va vedea odată cu plecarea constructorului și odată cu ajungerea terenului la starea inițială. Începând de mâine, termocentrala Mintia își va opri din nou activitatea pentru aproximativ o săptămână. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara a luat această decizie, deoarece în momentul de față nu dispune de sumele necesare pentru a acoperi costurile de funcționare a termocentralei. Un alt factor care a condus la această sistare este și lipsa stocului de cărbune. Din păcate, suntem nevoiți să oprim termocentrala Mintia începând de mâine. Toată săptămâna viitoare va fi oprită. E un cumul de factori care au dus la oprirea termocentralei, lipsa cărbunelui, în primul rând, consumul foarte mare de gaz care trebuie folosit pentru a compensa acest cărbune, tehnologia destul de veche și defectele care le întâmpină la morile și cazanele de la Mintia. Toate astea, plus consultarea cu specialiști care toți am ajuns la ideea că pentru săptămâna viitoare este bine să oprim termocentrala Mintia. Efectiv, nu facem față cu costurile care le avem pentru a funcționa în momentul de față. Inspectorul școlar al județului Hunedoara a fost informat că nu se mai furnizează agent termic pentru școlile din Deva, astfel că de luni elevii vor face din nou cursuri online. Deci de luni încolo vor funcționa 14 unități de învățământ online. Acest online 14 cuprinzând și unitățile de învățământ din municipiul Deva care sunt acordate la termocentrala de la Mintia, care din păcate are nouă probleme de aprovizionare cu cărbune. În ultima perioadă, termocentrala Mintia a fost oprită de nenumărate ori, astfel că de mâine, din nou, școlile, instituțiile publice, precum și aproximativ 4.000 de apartamente din Deva, rămân fără căldură și apă caldă. Blocul de 1 din municipiul Lupeni a fost demolat. Imobilul era într-o stare avansată de degradare și reprezenta un real pericol. Lucian Resmeriță, primarul Lupeniului, spune că în locul acestuia va fi construit un imobil nou, modern, destinat tinerilor, dar și persoanelor dezavantajate. Am reușit anul trecut să demolăm un bloc care era într-un stadiu de degradare avansat, unde nu se mai putea locui și unde erau posibilități foarte mari de a cădea efectiv singur. Am reușit să-l demolăm, să aducem terenul la zero. Arată astăzi bine din acest punct de vedere, fiindcă nu mai avem acea ruină acolo. Nu ne-am oprit aici, ne dorim ca în acel loc să avem un bloc social nou. Astfel încât de anul trecut am făcut toate demersurile, am contractat un proiectant pentru a ne face un studiu de fezabilitate. Am făcut toate aceste documente, le-am depus ministerului împreună cu ceea ce înseamnă o anumită parte din programul pe care îl avem noi social și am reușit să intrăm pe lista lor de finanțare. Blocul acesta are undeva la 45 de locații, care sunt și cu 2 camere și garsoniere, cam jumătate-jumătate. În acest moment ne aflăm la clarificări, adică am primit din partea ministerului și a fondului unde noi am reușit să depunem acest proiect clarificări, le-am dat pe toate și urmează, cred că într-un interval de timp destul de scurt, să semnăm acest proiect de 45 de locații pentru blocuri sociale. Este o dorință de-a mea, fiindcă solicitările sunt foarte mari în acest sens, avem foarte mulți
oameni necăjiți, avem foarte mulți tineri care încă nu și-au regăsit, să zicem, mersul în viață și noi încercăm prin aceste apartamente să facem în așa fel încât să îi ajutăm, să facem primul ajutor în viața oamenilor, astfel încât să le dăm primul apartament de care ei au mare nevoie. Valoarea acestei investiții în prima etapă este la 9 milioane de lei, unde avem într-adevăr și o cofinanțare a noastră, tot centralele termice și anumite lucruri trebuie să le suplimentăm noi, dar o să facem în așa fel încât în buget vom avea alocat această sumă pentru a putea să semnăm, să licităm lucrarea și, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, poate chiar anul acesta să începem lucrările la acest bloc pe care ni-l dorim, să știți, de foarte multă vreme. Reamintim faptul că în anul 2017 tavanul unui apartament de la parterul blocului D1 s-a prăbușit peste locuința aflată de desubt. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă reprezentanții primăriei Lupeni au decis la acel moment evacuarea tuturor familiilor care locuiau în blocul social grav avariat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!